Bună ziua, senatorul Daniel Zamfir este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua și bine ați venit în studioul Bună nostru. ziua, Bine ați revenit. bine v-am regăsit. A trecut o lună de când senatorul Florin Cățu a preluat conducerea Comisiei Europene Comisiei economice, economice, da? da. Ce impresie v-a lăsat mandatul dânsului de până acum, o lună de zile? E foarte greu să estimăm. Într-o lună de zile, practic, nu s-a întâmplat mare lucru. Ce nu vreau să se întâmple eu ca și senator și ca membru acestei comisii și am să propun colegilor mei, e ca Comisia Economică să înceteze procedurile de audiere a miniștrilor și a celor implicați în diverse situații, pentru că l-am auzit pe domnul Cățu spunând că nu va mai conduce comisia, nu va mai orienta comisia către acest mod de lucru. Ori eu cred că lucrul ăsta este greșit. Comisia Economică trebuie să continue să audieze miniștri, șefi de agenții și așa mai departe, tocmai pentru a scoate la iveală lucrurile rele care se întâmplă în societatea românească. Vă aduc aminte aici ce efect a avut audierea, de exemplu, a celor de la Agenția Națională de Resurse Minerale, când am constatat acolo că o bună parte din cei care au contracte, mai exact aproape, dacă nu mă înșel, jumătate din cei care aveau contracte de exploatare nu și-au plătit redevențele la statul român. Consiliul Concurenței e foarte important de audiat în continuare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, adică eu îmi doresc ca din aceste audieri să rezulte lucruri care să ne determine să schimbăm lucrurile acolo unde nu merg bine. Ce relație aveți cu dânsul? Cum colaborați dumneavoastră cu Nu colaborez în niciun fel. E și greu să colaborez cu o persoană care îți aduce o serie de jigniri personale. Ca atare n-am nicio relație, dar asta nu mă împiedică, cum vă spuneam, ca în Comisia Economică ceea ce doresc să se facă, nu voi propune colegilor mei, celorlalți membri ai Comisiei, să facem în continuare. Am văzut că astăzi aveți în plan o dezbatere pe două proiecte despre care vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat. Da, astăzi era o dezbatere, dezbaterea comisiilor comune economică, buget, finanțe și juridică, a celor două proiecte de lege care continuă proiectele de lege împotriva cămătăriei. Știți, eu am declanșat acum un an de zile, dacă nu mă înșel, aceste patru proiecte de legi împotriva cămătăriei, le-am spus, pentru că sunt proiecte care practic limitează pe cât posibil abuzurile asupra consumatorilor. Cele două proiecte de lege care astăzi s-au amânat pentru săptămâna viitoare și s-au amânat din considerente obiective, în sensul că erau mai multe amendamente de formă care schimbau anumite denumiri în lege. E vorba de legea leasingului, completarea legea leasingului și cea a titlului executoriu. Despre legea leasingului vreau să-i asigur pe toți ascultătorii noștri că principiul de bază pe care l-am schimbat acolo și care urmează să fie votat în Senat, acela că după ce ai predat bunul respectiv, societatea de leasing nu îți mai poate solicita în continuare plata ratelor, pentru că astăzi, din păcate, așa se întâmplă. După ce ai predat bunul societății de leasing în situația în care nu mai poți achita ratele, societatea de leasing îți solicită în continuare rate până la expirarea contractului. Ori, mi se pare un lucru nefiresc, atâta timp cât bunul nu-l mai ai, nu-l mai utilizezi, nu mai ai de ce să plătești în continuare rate. Numai perfect la noi se poate întâmpla. Da, vreau să știți că nu toate societățile de leasing procedează așa, dar pentru că nu există stipulat în lege foarte clar lucrul ăsta, am decis, da, după 60 de zile nu mai, dacă nu-ți plătești ratele la timp, predai frumușel bunul
societatea de leasing împreună cu tine valorifică acel bun, da, evident, cu o procedură, printr-o procedură transparentă, iar suma care va fi obținută în urma valorificării să acopere datoria pe care o mai ai la societatea de leasing. Vreau să știți că datoria aceasta include și ratele restante cu toate dobânzile și penalitățile aferente. Se pare firesc. Deci tu plătești tot până la data la care ai predat bunul. De atunci încolo, din valorificarea bunului, să se acopere practic suma pe care o mai ai de plătit. E undeva similar cu darea în plată și la imobile, ca atare ai plătit, ai executat bunul respectiv, în sensul că l-ai predat societății de leasing, nu mai există un motiv ca să continui să plata ratelor dacă tu nu mai folosești bunul, nu? Și al doilea proiect? Al doilea proiect se referă la titlul executoriu. Aici, să știți că au apărut foarte multe, sunt foarte multe abuzuri, în sensul că societățile de recuperare, de exemplu, pun poprire pe sumele debitorului în urma unor calcule, unor sume care rezultă din ceva care nu este foarte clar. Da? Adică creanța respectivă trebuie verificată, așa spunem noi, în titlul executoriu, creanța respectivă trebuie să fie certă și exigibilă, adică ea trebuie să fie verificată de un judecător. Astăzi lucrul ăsta este pur formal, nu se verifică dacă în cadrul acelei creanțe sunt și clauze abuzive, sunt poate firme de recuperare care pun dobânzi care nu se justifică. E bine, persoana respectivă, cel asupra căruia se îndreaptă recuperatorii, nu au posibilitatea să verifice dacă lucrurile astea sunt certe, ca atare mi se pare firesc ca un judecător să decide lucrul ăsta și abia atunci, după ce se constată că acea creanță este certă și exigibilă, să se îndrepte cu titlul executoriu asupra persoanei respective. Am văzut că ați obținut o victorie de etapă și cu proiectul privind plafonarea dobânzilor. Mai exact, știu că acesta a trecut de Senat și urmează să ajungă la Camera Deputaților, unde este cameră decizională. Care vă așteptați să fie parcursul acestui proiect în Camera Deputaților, având în vedere că acolo îl găsim chiar pe colegul dumneavoastră, Robert Sighiartău, care știm că este unul dintre cei mai aprigi contestatari ai acestui proiect. Acum, din fericire, indiferent cât de aprig contestatar al proiectului de lege este, proiectul va trece. N-am niciun motiv să cred că acest proiect nu va trece, mai ales că după votarea în Senat, cu un vot covârșitor, vreau să vă amintesc că numai 18 senatori nu au votat acest proiect de lege, 18, din păcate, pentru mine sunt cei de la PNL, restul s-au obținut cei de la USR, iar celelalte partide și în principal partidul majoritar, PSD-ul, a votat pentru acest proiect de lege. Spuneam și pentru faptul că inițiatori sunt deputați și senatori, dar în principal sunt mult mai mulți deputați de la toate partidele politice, spuneam, n-am niciun motiv să cred că acest proiect de lege nu va trece. Și va trece, doamna Angheluș, dintr-un motiv foarte simplu. Am constatat că majoritatea covârșitoare a parlamentarilor au înțeles că astfel de proiecte care fac dreptate oamenilor, care îndreaptă și vor să limiteze niște abuzuri, nu țin de vreo doctrină politică. Eu am spus-o întotdeauna că dreptatea nu se vede într-un fel de la stânga și în alt fel de la dreapta. Dreptatea este dreaptă. Ca atare, eu mă bucur foarte tare că am găsit foarte mulți colegi în Parlamentul României care să susțină astfel de proiecte de lege. Că tot l-am adus în discuție pe domnul Robert Sighiartău, am descoperit zile trecute că dânsul este chiar un deținător de IFN. Vă întreb, nu putem vorbi în acest caz de un conflict moral de interese? Ba da, categoric da. Eu, dacă aș fi fost în locul domnului Sighiartău, aș fi procedat cu totul altfel. Vreau să spun de la bun început că nu văd un lucru rău că ești deținător al unei societăți, unui IFN. Are și leasing, apropo. Bănuiesc că aici se va abține când va intra în discuție legea leasingului.
Spuneam, nu e un lucru rău, e foarte bine. Problema majoră apare atunci când tu angajezi întreg partidul în această chestiune. Robert Sighartău, când s-a poziționat împotriva acestui proiect de lege, a făcut-o în calitatea de secretar general PNL, spunând că partidul în integralitate se opune acestui proiect de lege. Ori lucrul ăsta, spuneam, l-a făcut în calitate de secretar general, deși nu avea în niciun... nu se luase această decizie, iar faptul că tu poziționezi partidul împotriva unui proiect de lege care îți lezează interesele tale personale, este de neacceptat. A făcut o mare greșeală. Cum s-a schimbat atmosfera în partid după episodul? S-a schimbat atmosfera în partid după episodul Sighartău? Nu știu, chiar n-am nicio informație. Eu îmi doresc ca, după exemplul negativ pe care l-am avut aici și despre care vorbiți, faptul că un secretar general partidului, practic numărul 2 în partid, angajează partidul împotriva unui proiect de lege care, așa cum spuneam, îi lezează interesele, eu cred că e foarte greu de acceptat în Partidul Național Liberal că se întâmplă astfel de lucruri. Îmi doresc ca în continuare, și așa ar fi normal, doamnă, oamenii care au interese personale în aceste spețe, dom'le, să le declare. Robert Sighartău, din punctul meu de vedere, trebuia nu numai să nu fie vârf de lance împotriva acestui proiect de lege, ci pur și simplu, cred că ar fi fost firesc să se abțină, să spună lucrul ăsta public, să recunoască, eu sunt posesor, tocmai ca să nu fie interpretat în vreun fel, eu mă abțin chiar de la decizia partidului de a nu susține aceste proiecte de lege. Da, nu este, nu vreau să mai comentez în vreun fel deciziile colegului meu de partid. Eu cred că e mai important ca aceste proiecte de legi sunt pe un drum bun, vor fi votate, pentru că sunt totuși 7 milioane de oameni, doamna Angheluș, care astăzi au contracte cu băncile și cu instituțiile financiare nebancare, cu IFN-urile. Ori a face dreptate celor 7 milioane de oameni, în sensul că e firesc ca și români aici să plătească dobânzi apropiate de media europeană, cred că e mult mai important decât poziția lui Sighartău. Vreau să știți că în Europa, diferența pe care față de Europa, noi plătim dobânzi de circa 3-4 ori mai mari. Dacă în Europa o dobânda medie la credite este undeva la 1,73%, la noi este 6,10, deci de peste 4 ori. În condițiile în care, că și este un lucru extrem de important, în România, băncile îți acordă la depozite cam aceeași dobândă pe care o acordă Uniunea Europeană, undeva între 0,3 și 0,4%. Ori ecartul, diferența aceasta între cât plătește banca pentru un depozit și cât îți cere la credit, e uriașă. În România este de la 0,4 la 6,10, ceea ce înseamnă un profit net de 1400%. 1400%. Dom'le, tu, bancă, să ai un profit net de 1400%, mi se pare peste orice limită a decenței. Da? În Europa, diferența este cu mult mai mică, de 4 ori mai mică. De ce să nu intrăm și noi în rândul cetățenilor din Uniunea Europeană? Plus că am înțeles că deja este aplicat în 14 exact, țări. Exact, în 14 țări, printre care Franța, Spania, Germania, Italia, doamna, Grecia. Știți că ni se spunea de foarte multe ori despre Grecia. Grecia este o țară pe marginea prăpastiei. E bine, Grecia, așa cum e ea considerată de unii pe marginea prăpastiei, dobânda la credite ipotecare este undeva la 3,3%, deci jumate față de România, incredibil. Iar plafonul pentru creditele de nevoi personale, adică credite de consum, e 6,75. În România știți cât e? Nelimitat. Ajunge un IFN, cum bine știți cazurile, că le-am mai discutat în intervențiile dumneavoastră, ajunge la 7.000, la 9.000%, e un caz și cu 24.000%. Asta este în România. Faptul că noi reglementăm lucrul ăsta, nu mi se pare că suntem undeva contravenind principiilor liberale. Doamna Angheluș, a fi liberal nu înseamnă a face orice, nu înseamnă a fi libertarian. Da?
o piață liberă, mai ales în domeniul financiar, în toată lumea asta, inclusiv în Statele Unite, pentru că vreau să știți că toate statele, componente ale Statelor Unite ale Americii, au dobânzile plafonate. Deci vorbim că n-ar fi piață liberă acolo. O piață financiară este plină de reglementări. Da? Așa trebuie să facem și aici. Da. Vedeți, nu i-am auzit pe cei care propovăduiesc așa liberalismul și faptul că nu se intervine într-o piață liberă. Numai târziu de săptămâna trecută, chiar Banca Națională a decis să limiteze gradul de îndatorare al unui consumator care dorește să se împrumute la bancă. Dacă până acum gradul de îndatorare era de 70% din rată, atâta să fie venitul ca să poți să te califici, acum l-au redus la 50%. Dacă mă întrebați pe mine, e o măsură în regulă. Dar cei care, spuneam, vorbesc despre liberalism și despre neintervenția în piață, asta nu cumva este o intervenție în piață? Iată că BNR-ul intervine în piață și limitează posibilitatea unui consumator să acceseze un credit. Nu e, adică pe același principiu, dacă intervenim noi legislativ și plafonăm niște dobânzi, suntem împotriva liberei piețe, iar dacă intervine Banca Națională împotriva unui consumator care dorește să ia un credit, asta nu mai e intervenție în piață. Credeți că ar mai exista și alte interese personale, de genul un CVR tău, referitor la acest proiect? Mă refer la cei care se opun proiectului. Categoric, da, încoată. Pot fi interese legitime dacă le spui. Și la CGR tău nu era un conflict de interese dacă ar fi spus public lucrul ăsta. Domnul Câțu public a spus, știe toată lumea, își dorește să ajungă viceguvernator la Banca Națională. Evident că apără în mod direct sistemul bancar băncile. Bun, el a fost dat afară la un moment dat în sistemul bancar, acum dorește să se reabiliteze, e dreptul dumnealui, dar nu o faci așa, punându-ți interesele tale în fața intereselor oamenilor. Pentru că știți de ce, doamna Angheluș, nu sunt de acord cu modul ăsta de a face politică? Eu cred că obligația oricărui politician este să asigure bunăstarea cetățenilor României, nu bunăstarea unor entități financiare, ci bunăstarea cetățenilor României. Asta nu înseamnă că intervenim într-o piață liberă. Nu înseamnă că acele entități nu pot să facă profit, că sunt eu împotriva profitului. Dar profitul ăsta trebuie făcut nu pe nenorocirile și distrugând oameni și destine. Așa cum în Europa băncile și fenerurile pot avea profituri decente, cetățenii europeni pot accesa în niște credite în niște condiții mult mai avantajoase decât în România, vreau și eu în țara mea să se întâmple lucrul ăsta. Cetățeanul român să aibă acces la credit, așa cum are și cetățeanul spaniol, portughez, belgian, german, francez și așa mai departe, și să plătească o dobândă așa cum plătesc cei în Europa. Breaking news-ul momentului de la vârful PNL se referă la achitarea definitivă a liderului, a domnului Ludovic Orban. Cum ați primit vestea și ce vă așteptați să urmeze după această decizie? Nu vreau să comentez într-un fel, mai ales că domnul Orban este un adversar, nu știu de ce este. Poate asta trebuia să vă întreb mai întâi, ce relație mai aveți cu domnul Orban? Niciuna, pentru că dumnealui nu comunică sub nicio formă cu mine. M-a anunțat încă de la sfârșitul anului trecut că vrea să se despartă de mine dacă voi continua aceste proiecte de legi. Nu știu ce are de gând. Mă bucur foarte tare că unui om îi se face dreptate. Sper ca de acum încolo, mai ales că dumnealui public a condamnat abuzurile care s-au făcut în dosarul dumnealui, sper ca mai ales trecând prin experiența pe care a trăit-o, nu? 2 ani de zile de proces, să susțină și el în continuare că orice abuz n-are ce căuta în societatea românească. Și mi-aș permite să-i sugerez domnului Orban să nu renunțe vreodată
la principiul fundamental pe care l-a apărat întotdeauna Partidul Național Liberal. Drepturile și libertățile fundamentale ale oamenilor. Eu cred cu tărie că atunci când drepturile și libertățile oamenilor sunt încălcate, dacă unei persoane s-a încălcat un drept fundamental sau unei persoane, o persoană a fost, nu știu, închisă în mod abuziv și 24 de ore, cred că Partidul Național este obligat să reacționeze. Ăla este, până la urmă, spiritul care a existat înainte de orice în Partidul Național Liberal. Apărarea drepturilor și libertăților fundamentale. Revenind la declarația domnului Orban de acum, cred că 2 luni de zile, cu acea despărțire, posibilă despărțire de dumneavoastră, ați mai încercat să luați legătura cu el la modul să discutați, să purtați discuții chiar și la ședințe, la întâlniri? Da, sigur. Chiar înainte, înainte de începerea sesiunii parlamentare, vă aduc aminte că am avut o reuniune a grupurilor parlamentare și a Biroului Permanent Național. Acolo mi-am exprimat dorința să explic proiectele de legi. Am vrut să înțeleg de ce domnul Orban a considerat la sfârșitul anului trecut că sunt deviaționist, că deviez de la linia partidului. Mi s-a refuzat punctul de vedere spunând că nu este pe ordinea de zi. Am înțeles săptămâna sau acum 2 săptămâni când partidul a luat decizia să nu susțină proiectele de legi că domnul Orban mă va chema la o discuție și aș vrea să înțeleg în ce se constă discuția după ce au decis respingerea sau nesusținerea proiectelor. Din punctul meu de vedere, era mult mai normal ca această discuție să aibă înainte, să ne dea posibilitatea mie și a celor 14 semnatari. Printre semnatari este și Alina Gorghiu și Benoni Ardelean, adică oameni cu greutate în Partidul Național Liberal. Era firesc să avem posibilitatea să explicăm tuturor colegilor ce a stat la baza inițiativei noastre și de ce credem că această inițiativă merită susținută de Partidul Național Liberal. O discuție ulterioară, nu știu, nu-i văd rostul, dar asta nu înseamnă că nu voi fi, voi răspunde pozitiv dacă voi fi solicitat. Încă nu v-a solicitat. Încă nu. Doar bănuiesc că a stat cu emoție săptămâna asta. Eu mai aștept orice discuție, dar rezultatul discuției va fi același. Eu voi merge înainte cu aceste proiecte de legi, întrucât, v-am spus și înainte, opinia mea este că obligația oricărui parlamentar este să asigure bunăstarea cetățenilor acestei țări, nu bunăstarea unor entități financiare. Veți merge înainte cu aceste proiecte, chiar dacă Ludovic Orban, să zic, va propune o excludere din partid a dumneavoastră? S-ar putea ajunge până acolo? Credeți? Eu nu vreau să cred că în Partidul Național Liberal... Eu la asta mă gândesc. Când e vorba de o separare de drumuri, mă gândesc... Probabil că da, dar eu încă o dată nu cred că în Partidul Național Liberal lucrurile pot merge atât de departe. Eu mi-aduc bine aminte că domnul Ludovic Orban deseori a avut opinii critice și mult mai critice la adresa conducerii partidului. Eu acum stau să mă gândesc dacă nu cumva, practic, mai cu toți președinții PNL, Ludovic Orban a avut divergențe de opinie și nimeni nu și-a pus problema să le excludă pe Ludovic Orban din partid. Eu aici, după cum ați constatat, eu n-am un conflict cu domnul Ludovic Orban personal. Eu cred în continuare că această discuție despre aceste proiecte ar fi trebuit făcută, mai ales că sunt susținute de 15 colegi liberali. Domnul Orban a decis să nu le susțină înainte de a avea o discuție. Nu cred că este un lucru bun. Am acuzat doar că am deviat de la linia partidului fără să mi se spună care e linia partidului și unde încep constat deviaționismul meu. Cred că e mult prea departe să gândim că așa se poate proceda în Partidul Național Liberal. Am văzut totuși că în mediul online mulți susținători de-ai dumneavoastră vă tot spun să migrați către alt partid. Că sigur. Nu v-ați gândit la posibilitatea aceasta? Eu în momentul ăsta, așa cum spuneam, sunt membru al Partidului Național Liberal. Îmi doresc să rămân în continuare în Partidul Național Liberal pentru că
cred cu tărie, am oameni foarte apropiați în Partidul Național Liberal, am organizația din care fac parte în Brașov, unde am foarte mulți oameni care mă susțin și susțin proiectele mele și nu numai în Brașov, în toată țara. Eu nu îmi doresc ca Partidul Național Liberal să preia așa, să devină așa ca o mică sectă în jurul președintelui. Sigur că, pe de altă parte, nici politică cu forța nu se poate. Dacă colegii mei vor decide că eu am deviat de linia partidului în sensul că am susținut interesul atâtor milioane de oameni în detrimentul instituțiilor financiare, cum dragoste cu sine nu se face, o să-mi văd, bineînțeles, de drumul meu. Pe final, aș vrea să discutăm. Am văzut în spațiu public lansată informația potrivit cărea domnul președinte, Klaus Iohannis, ar putea să preia șefia Consiliului European în anul 2019. Cât de adevărată vi se pare această informație? Nu știu, chiar nu pot să comentez în profunzime această știre. Până la urmă, ce ar dacă însemna asta pentru România? E un gest onorant, adică chiar e o poziție foarte onorantă pentru România. Președinția Consiliului European este o poziție, până la urmă, râvnită de multe state. Spuneam, ar onora România această poziție și cred că domnul președinte Iohannis ar putea fi o soluție și este potrivit pentru această poziție. Nu știu alte detalii. Doar că mă gândesc că domnul Iohannis n-ar mai putea să candideze în mod cert la președinția României. Sigur, e cale lungă până atunci. Până la urmă, doar președintele Iohannis este în măsură să ia această decizie. Sunt convins că o va lua cea mai înțeleaptă. Ca atare, eu nu m-aș grăbi să anticipez ce va fi înainte să știm decizia domnului președinte. Dumneavoastră vedeți în acest moment un alt candidat al PNL-ului la prezidențiale? În afară de domnul Iohannis? În afară de domnul Iohannis. Nu văd o altă soluție care să aibă și succes în momentul ăsta. Domnule senator, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul nostru. Și eu vă mulțumesc. Vă mai așteptăm pe la noi.